Review cu fetița. Fetița Ford Focus 2020, culoare albastru, pachet este line. Se și aprinde din cheie. Acolo sorsa mai mare, Kuga 2017. Tabletă care e foarte șucar aici. Se dau și o să mai încet. Lămâia, că așa e frumos, ai lămâie în geam. Pe unde? Pe acolo. Aceea e o lămâie. Volan pe care nu-l pot învârti pentru că e motorul oprit. Lumini, ventilație, clima aia, banau, încălzire în volan, încălzire în scaune, încălzire în parbriz, nebuni. Avari. Avari. Radio, navigație, aici Mobile Apps, de unde pot să pun Android Auto, dar trebuie să-l conectez la fir. Da. Fir. Frână de mână electrică, nu sunt neapărat fanul chestia astea. Nu poți să faci drifturi cu ea. Partea bună, pe de altă parte, este butonul acesta pe care am încercat să nu-l arăt. Care înseamnă că dacă ai călcat ca lumea frâna la un semafor sau într-o pantă sau oriunde, mașina practic pune o frână de mână și nu pleci de acolo decât când îi dai accelerație și aia e. Am vrut neapărat să fie manuală și e schimbătorul ăsta șucar. Îmi place că are cursa scurtă, e așa metalic, e sport. Fibră de carbon. Peste tot, nu știu cum se vede. E imitație, evident, ce naiba. În mașină de familie nu bagă nimeni fibră de carbon. Moduri de condus. Sport, eco și normal. Normalul l-am zis la urmă, nu știu ce. Traction control system. Off. Acesta e sistemul care oprește la semafor motorul. Nu-l suport, îl oprez de fiecare dată, senzori de parcare opriți. Singura situație, senzorii de parcare sunt foarte gălăgioși. Îmi fac de teau de la un bloc distanță se aude. Când începe ție să-ți bipe mașina de la senzori de parcare. Și alt motiv bănuiesc ar fi dacă ți se strică și dau alertă de aia falsă sau e murdară mașina, are gheață pe ea, whatever. Eu, fiind prima mașină, nu am mai văzut chestia asta și e destul de drăguță dacă vrei să pui ceva aici. Bănuiesc că-mi încape portofelul și nu știu dacă ține, că e cam greu portofelul meu. Nu știu dacă rezistă atâta greutate, da? Whatever. Și aici ăsta ca lumea. Are și cutie mare. O să vă arăt ce am pe acolo, că nu se arată. Hai că mergem și în spate. Gen, scaunul pus pentru mine, care nu e foarte în față, nici foarte în spate. Ideea e că pot să întind picioarele complet. Și e foarte mult spațiu. E no, extrem de mult spațiu. Salut, boss. E 7 dimineața. A venit vecinul să nu știu ce vrea. Închisesem filmarea, bănuiesc că m-a văzut cum vorbeam singur în mașină, zice că sunt nebun, am coronavirus pe aici, am mai și tușit. Înainte să ziceți de ce așa am murdară mașina, ați zis deja, bulangiilor, nu te închide, boss, știu că am plecat de lângă tine. Nu te închide că ai astea deschise, dar asta ar putea să claxoneze, pentru că dacă mă îndepărtez cu cheia de lângă ea și are ceva deschis, de obicei se închide. Am venit pe aici, un drum de vreo 3 km, 2 km, ceva de genul. Și e groaznic. Și a mea arată așa. Deci zici că e bătută de soartă, sărăcuță. Și asta altă e curată. Dar nu știu. Are noroi, în schimb. A mea n-are. Nu prea are. Never mind. Da, și cum ziceam, dacă are ceva deschis și ea încearcă să se închidă, claxonează. Și nu prea vreau să claxonez, având în vedere că e 7 dimineața și toată lumea doarme. Trusa, o chestie de prim ajutor, preșulețele pe care încă nu le-am deschis, cu toate că au mașina de 3 săptămâni, ish, 300 și ceva chiar. Are două de astea, în funcție de ce, pe ce parte ești, cum vrei să-l închizi. Upsii. Cam asta e mașinuța. Îi ziceam Fofo. La început, de la F
Ford Focus, Ford. Dar după a venit o tipă și a zis Fufu și bănuiesc că o să-i rămână Fufu numele. Na, să mai ziceți că nu ești jegoasă, săraca de ea. Nu cred că era cineva care zicea că nu ești jegoasă, da? E ok. Am șers-o și eu de găinați, că nu știu când o spăl acum cu coronavirusul ăsta și am zis să nu-i stric lacul de tot. Am șers-o de găinați și cam atât. Dar e jegoasă și pe interior. Că ne urcăm cu praful ăsta de pe picioare, pe ea și... De aici astăzi plecăm la drum, înapoi la București. O să fac un filmuleț de pe acolo pe care voi deja l-ați văzut, l-a fost pus primul. Și o să vină și acest review sau ceva de genul, o încercare de review un pic mai târziu. Dar până atunci luați de mâncați rivele și astea carantinați, dracu. Am vorbit mai încet să nu mă audă vecinii. Care vecin la dracu, că nu-i nimeni aici. Aia e și un vlog trip, trip vlog, vlog. Vlog, vlog. Hai, v-am țucat. Pe data viitoare, stați în casă.